seara. A fost vorbită. Bună seara. Ultima. Să trăiți. Te îmbrățișez. Bună seara. Așezăm. Da, chiar vă rog frumos în formula bine. Știu, dar puteți să luați loc acolo, domnul Marian. Vă mulțumesc. Nu este absolut nicio. Voi la fiecare emisiune aveți problema asta, no, care bine, cum stați? Hai că stau eu lângă vă tine. Vă mulțumesc. Și asistenta noastră. Da. El vine cu două ore întotdeauna înainte de emisiune. Nu, dar e cel mai cu conștiința prezentă, ordonat, disciplinat, cu 30 de minute înainte. Ca să stea cu asistentele de obicei. Nu are preocupare. Sau e... Mă rog, e destul de bine mascat atunci. El vine ca așa vine, el e extrem de ordonat. Extrem. Și cântecele le încep înainte de... De altă parte, este un mare admirator al frumosului și eternului feminin. Acum, tocmai ne povestea pe hol aici la voi că trece prin perioada în care e aproape fără interes pentru femei, pentru fete și că e centrat pe... De mine vorbiți că... Deci cum mai cântăm noi povești de dragoste dacă nu mai avem interes pentru femei? Pe turneu. Vrea în turneu, vrea să cânte. Concert, da. E pe profesie. Și că dacă apare o fată, spunea, nu o să-i spună niciodată, nu, dacă este ceea ce... Cristina, că ești bine? Sufletul. Ești bine? Sunt bine, da, sunt foarte bine. Da? Mulțumesc, okay. Frumos. Adică, sigur, nu te mai interesează? Dacă mă interesează, iartă-mă că n-am auzit. Partea romantică. Nu a auzit până acolo. Romantică, deci, romantic story de-astea? Vezi că Marian spunea că nu te mai interesează fetele, femeile, ești a zis focusat că numai pe turneu. Turneu. În general, nu-l interesează. Nu în sensul peiorativ, dacă vrei. Nu așa. Nu în sensul ăla. În sensul serios, întotdeauna am fost interesat, dar nu pun la status pe Facebook, știu. Am înțeles. Interesting. De fapt, tu ai înțeles că nu... Bă, fii mai clar. E foarte... Mai clar de atât. E foarte cifrat. Este că n-au... Bine, hai să revenim la lucruri simple, cum ar fi Alina. Da, bineînțeles. Ce altceva mai pur și simplu există în direcția 5 decât Alina Crișan. Delicată Alina. Anul ăsta o măritam, sper. Aoleu, iară... Zeule, dar de fiecare dată... Cristi a spus că el prevede următorul... Da, ai dreptul să vorbești după ce vorbesc băieții. Da, băieți, m-am scuzat. Da. Cristi a spus că el prevede următorul scenariu. Da. Că el și ea, în final, vor fi împreună... Așa zic și eu. Pentru că sunt amândoi într-un fel de căutare... Și că Cristi spune, cuvintele lui sunt astea. Să vezi că până la urmă mă aleg cu Alina. Mare cu Alina, dacă tot zici zi de zi cu lângă mine. Eu pe Nicu-l văd nașul lor. Eu nu știu dacă Nicu se amestecă, dar vrei, nu? Nu te amesteci în poveștile de dragoste. Nicu e cel mai relaxat. Naș la copii. Nu la cununie, la cununie nu. De nuntă întotdeauna. Eu să aibă și copii împreună, Alina și cu Cristi. Nu, eu voi fi nașul lui Cristi. Orice ar fi, dacă oricine ar alege Cristi. Da, dar la Alina va fi Nicu. Frumos, nașii, chiar vreau să-mi aleg. Dacă se poate, se poate. Vrei să mă chem pe mine? Ce zisești? Nu. Dar pe cine? Cine va fi? Adică, i-am ales deja. Dacă soțul nu poți să-l alegi, măcar nașul să-l alegi. Păi tocmai, lăsați-mă să-l decid eu nașii, da. Și pe cine vrei să am deja, am. Pe cine? Pe cine? Am două prietene. Două prietene? Păi nu trebuie două prietene. Soții, nașii mei. Cu păuniță de paiete pe piept. Bun. Acum, știi care e problema? Că, de fapt, romantic story. Da, da, asta e drag. E un roman, așa, da. E un roman rotund. De ce? Pentru că tu îți cauți dragostea în toată lumea. Tu, nu neapărat în toată lumea, dar în toată țara. Și la un moment dat... Crede-mă că nu o caut absolut. Erou masculin și erou feminin își dau seama amândoi că, de fapt, dragostea era în fața lor. Da. Așa se întâmplă, așa e în viață. Despre asta e dragostea. Se poate vinde asta? Se poate. Se poate. S-a văzut. Pentru Mariana asta contă. Se poate vinde, se poate. Deci dacă asta se va întâmpla peste 30 de ani, veți avea concerte. Nu, 30, Doamne, iartă-mă. Trebuie repede, într-un an, doi, pot să trebuie că mâine, un fel de hotărâre. Mâine o să fim într-o publicație, două, cel puțin, nu mai gata, sunt publicațiile Alina cu Cristi Enache. Bun, atunci Cristi, povestește-i ce s-a întâmplat cu cele trei prietene ale Alinei pe care ți le-a prezentat aseară, într-o lumină bună, da?
cu... Cum adică într-o destul lumină? De... Adică era mai întunerică. Bă, nu, așa faci trei fete pe seară, nu ziți? Adică Dumnezeule, în sensul de l-a invitat concert. Pe Cristi să cunoască, să nu, descopere. Nu, mai aberat, te rog frumos. Și el s-a dus și să spun varianta corectă. Nu, să vă spună Cristi. Că el a simțit cel mai bine. Au venit trei prietene frumoase, că Alina are doar prietene frumoase, da. Da, ca de obicei. Dar nu mai frumoase decât ea, că bineînțeles, mulțumesc, clar. Da. Am dat mâna, am făcut o poză în backstage acolo pe hol la club. Și s-a îndrăgostit, dar îndrăgostit? Încă nu știm da. De care. Fiți drăguți. De grup. Ori de tot grupul, ori doar de o fată care nu s-a hotărât. Și povestea are, pentru că toate erau are ceva haios la final. Vă rog. Că s-a îndrăgostit de una din ele și i-a trimis mesaj celelalte. Celelalte. Și, nu mai văd bine spus. Să apară bancul cu tine, Cristi. De dragobete păi vor circula bancurile cu Cristi Enache. Tu când ai apucat să iei numărul de telefon al prietenei mele? Nicu, și știi ce a spus? Știi cum s-a consolat? Era frumoasă și aia, a zis. Ce a făcut? Te-ai consolat spunând. Și cealaltă era frumoasă. De frumoasă era deșteaptă. E ca în Toma Caragiu. Bun, hai să vorbim totuși despre... Lucruri serioase, vă rog. Să vorbim despre stâlpul încrederii, stabilității și... credibilității acestei formații. Marian Ionescu, am plinit, știți câți ani de căsnicie? 4. Când? Pe ce dată? Bine, acum și tu. Adică nu știi aniversarea? Acum o lună, cred. Ceva. Nu? Acum o lună, da. Februarie? Da? Ianuarie. Ianuarie. Acum o lună, februarie. Când Cristi m-am căsătorit eu la Galați, crezând că tu te vei căsători. Da, da. Povestește-i. Ca să nu pară snoabă. S-a povestit data trecută. Da, Cristi. Da. Repet, și câți ani sunt? Nu mai povestesc, apar bancul. 2 ani de când împlinem 4 ani de căsătorie. 14, cred. Nu, dragă, când m-am căsătorit la Galați. 14 sau 15? 14 sau 15? Ela, tu auzi, doamne? Tu ești în aceeași emisiune. Ok, să nu se mai uite. În 2015 v-ați căsătorit, domne, asta pe ce era. Dată? Ei. Păi tu știai toate datele. Păi da, mă, dar țin și eu minte lucrurile. Ianuarie. Să nu se uite. Concert la Galați într-un ianuarie. Să nu se uite lucrurile astea de acum înainte. La câte concerte avem noi la Galați? 31 ianuarie 2015. Deci, 15, dacă mă întrebi ce, bă, când s-a născut Cristi sau Maria sau oricare din colegii mei, nu o să știu, crede-mă. Păi tu nu știi unde-i platou emisiunii răi, dar bun, îmi dai de fiecare, via a treia oară aici. Eu știu tot. A treia, ultimele șase, a oară. A treia oară în ultimele șase... 3-4 luni și îmi dai mesaj de fiecare dată unde e platou, răi, dar bun. Alina, când e ziua ta, că nu mai știu. A mea a fost. Nu, mă, în vară. Da, exact. În vară. În toamnă. Da, e bine. Geamă. Da, balanță. Tot așa e fiecare zi, întrupă, mi se pare, aș vrea să trăiesc cu direcția 5. Așa e. Că mi se pare că nu există stres. Chiar în controversa asta, nu se naște niciodată o stare de conflict. Da. Ceea ce nu e rău, că ei mereu vorbesc, diferiți, mereu împreună. Ei, da, și tot timpul încearcă să stabilească ceva și niciodată nu devine posibil. Trebuie să vii tu să rezolvi nu, situația. Nu, că sunt la distanță. 4 ani de căsnicie, facem un bilanț după pauză, dacă îmi permiteți, domnule Marian Ionescu. Da, vă rog, da. După pauză. Da, n-am, adică să n-aștepte lumea degeaba trecerea... Păi nu, așteaptă la romantic mare... story după pauză, da. Și cântăm, desigur, și povestim despre turneul Direcția 5. Puțin mai aproape, domnule, da. Marian Ionescu, pentru că vorbeam, domnișoara Alina, încercați să nu îi luați... Cu mințică. Fața. Din faima asta pe care o are domnului Marian Ionescu. E greu de păstrat. E greu de păstrat faima, mai ales când vine tineretul ăsta nerăbdător din spate. Bun. Cum se păstrează o dragoste în ziua de astăzi? O relație, o familie? Păi, printr-un fel de rețetă personală, dintr-o rețetă personală, aș putea să... Cred că ar începe cu respect, cu consolidarea încrederii. Și cu... Bine, eu cred că mie îmi lipsesc o groază de ingrediente, că... Adică nu sunteți nu. Dar, amant perfect. Nu, nici de cum. Dar cred că dacă unor oameni le este cumva scris, dat să stea împreună, eforturile, cu da sau nu, nu contează. Dacă faci sau nu eforturi pentru a fi împreună cu cineva. Crezi că Octavia e sufletul tău pereche?
cred că relația cu Octavia merge cumva de la sine. Mm-hmm. Așa, nu a trebuit nimic inventat. N-ați forțat nimic. Nu, n-am forțat. Ne cunoaștem de 14 ani și acum 4 ani am hotărât că merită să încercăm. Deci nu cred într-un fel de exercițiu de păstrare a relațiilor. Să facem sacrificii, să facem eforturi. Cred că nu ține. Nu ține. Nu ține. Dacă funcționează bine, dacă nu, asta e, s-ar putea să ai ghinion. Și să trebuiască să încerci, să încerci, să mai încerci. Nu poți face cuiva pe plac de... În sistemul fac cum spune ea și ce vrea ea ca să-mi păstrez relația, pentru că cred că îți pierzi și ceva din personalitate și din prestanță, așa, și din verticalitate. Și finalul e când tragi linie, de fapt ea s-a plictisit de tot exercițiul tău de a fi băiat bun. Uh-huh. Și... și nu poți păstra. Deci poate să existe fake news, fake, da, nu știu, pantofi fake, haine fake, da, dar nu poate să existe dragoste fake pentru mult timp. Păi nu, n-ai cum să truchezi.